La începutul secolului al XIX-lea, Europa ardea. Întregul continent fusese implicat în planurile de cucerire ale lui Napoleon. În același timp avea loc și războiul ruso-turc, nici primul și nici ultimul, pentru că ce s-au gândit sultanii otomani? Să profite de momentul când Rusia era atacată de Napoleon și să obțină dominația absolută asupra Balcanilor și nu numai. Turcii au pierdut, rușii au câștigat și au câștigat totodată și Basarabia în 1812. Apoi au început revoluțiile. Europa avea să se schimbe pentru totdeauna. În acești ani tumultoși, pe când principatele române erau spoliate de aproape 200 de ani de domniile fanariote, pe când țăranii abia își duceau zilele, iar corupția era lege, apare o rază de speranță. Apare un om care va schimba soarta țărilor române și toată istoria care va urma. Desigur că ați recunoscut cuvintele lui Tudor Vladimirescu, patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor. Deci despre Tudor va fi vorba, cel care, mânat fiind de dorința de a ajuta oamenii simpli, țăranii, să ducă o viață mai bună și de voința de neoprit de a scăpa de birul turcesc și de lăcomia fanarioților, și-a adunat propria oaste și a pornit la luptă. Personal nu avea nevoie de nicio mărire, pentru că era un om bogat și educat. Și a depășit cu mult starea lui socială, a devenit vătaf de plai, ceea ce însemna un fel de prefect de zonă, un fel de guvernator al zonei de munte a Gorjului. Faptul că avea proprietăți în zona de munte a Gorjului, faptul că era proprietar nu numai de moșii, dar și de cule, casele acelea din piatră fortificate, tipic zonei de munte a Olteniei, că făcea comerț cu vite și cu oi, că a ajuns la Viena cu afaceri ale lui sau ale altora, dovedește faptul că era un om umblat. El a fost luat sub aripa boierului Nicolae Glogoveanu din Craiova, care l-a făcut omului de încredere. Numele de Vladimirescu provine poate de la faptul că s-a născut în satul Vladimir din Gorj, dar poate și de la ordinul Sfântul Vladimir primit de Tudor din partea țarului pentru participarea sa la războiul ruso-turc din 1806-1812. Și Glogoveanu se ocupa de comerțul de vite, de oi, făcea foarte mult comerț, îl trimitea pe Tudor peste tot unde era nevoie. Tudor știa greacă, știa evident română, sârbă, germană, deci știa mai multe limbi străine, se descurca peste tot. Așadar, în țara românească și Moldova erau vremuri grele. Domnii erau numiți de poarta otomană și proveneau din vechi familii grecești, Mavrocordat, Ghica, Suțu, Mavrogheni, Rakoviță, stabilite în cartierul Fanar al Istanbulului. Acești domnitori fanarioți erau numiți de către turci. Ei veneau din vechiul cartier grecesc al Istanbulului, Fanarul. Erau câteva familii, Mavrocordat, Ghica, Suțu, Rakoviță. Și aceste familii, acești domnitori fanarioți veneau numiți domnitori ori în Moldova, ori în țara românească. Constantin Brâncoveanu, de exemplu, a fost de 10 ori domn, de 6 ori în Moldova, de 4 ori în țara românească. Îi numeau, îi dădeau jos, iar îi numeau, îi schimbau între ei. De ce? Fiindcă la fiecare numire de domnie, turcilor le pica peșcheșul. Și atunci orice domn, cum ajungea pe tron, avea interesul să strângă bani ca să-și plătească datoriile vechi și să adune bani, să se mențină în funcție și dacă pierde tronul, să reocupe din nou funcția. Și atunci era o goană după bani îngrozitoare, goană care se restrângea asupra țăranilor, evident că pe ei se puneau birurile. Dar nu numai țăranii erau nemulțumiți de prezența fanarioților, ci și boierii pământeni, care râvneau să ajungă la domnie. Tudor Vladimirescu reușește să conjuge cele două tendințe, să zic, și să ajungă la o înțelegere cu boierii, și mă refer în primul rând la cei trei mari boieri, Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica și Barbu Văcarescu, cu care chiar semnează o înțelegere. La începutul anului 1821 reușește să-și strângă o adevărată oaste în Oltenia, stă vreo lună la Țânțăreni și apoi pornește spre București. Trecerea Oltului de către Tudor cu pandurii lui pe plute improvizate a devenit legendă și subiectul unei stampe foarte valoroase. Imaginea respectivă a fost creată prin anii 1850 de un artist, Carl Isler, la comanda lui Dimitrie Papazoglu. Deci avem foarte multe, să zicem, straturi de semnificație și de percepții. Trecerea Oltului. Stampa este foarte interesantă pentru că are un rol didactic foarte asumat. Ea vine întotdeauna însoțită de o legendă și în legendă, în primul rând, sunt menționați toate persoanele implicate în mișcarea lui Tudor Vladimirescu, dar și un mic istoric al lui Tudor Vladimirescu și un mic istoric al mișcării până la momentul trecerii Oltului la 10 martie 1821. Fraților, locuitori ai țării românești veri, de ce neam veți fi? Nici o pravilă nu oprește pe om a întâmpina rău cu rău. Până când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi? Așa începea proclamația de la Pade și vom vedea în continuare care a fost importanța ei. Proclamația de la Padeș cuprinde pe larg toate obiectivele mișcării lui Tudor și principalele revendicări, care erau împărțirea pământurilor boierilor și mănăstirilor către țărănime, slobozenie, dreptate și desfințarea privilegiilor boierești. El, ca să fie urmat de oamenii aceștia simpli, de țărani, trebuia să le promită ceva, evident. Și atunci, sigur că tonul acestei proclamații e foarte dur la adresa tuturor boierilor, inclusiv români, fanarioți, lucru care în istoriografie a dus la idei contradictorii, cum că n-ar fi fost înțeles de fapt cu boierii din București, fiindcă, uite, tonul proclamației e foarte dur la adresa lor. Proclamația de la Padeș are o puternică tentă religioasă, poate și datorită faptului că lui Tudor i-a fost foarte apropiat și bun susținător Ilarion, episcopul Argeșului. Dar cel mai interesant lucru este că a fost scrisă chiar de mâna lui Tudor. Acest lucru e dovedit pentru că mai avem și alte documente scrise tot de el. Cu oastea lui de panduri, Tudor intră în București și își așează tabăra în Cotroceni. Nu va avea loc nicio luptă, doar negocieri și tratative. Locul în care ne aflăm, Conacul Golescu sau Belvedere din cartierul Giulești, îi va oferi lui Tudor adăpost și, mai mult decât atât, va fi sediul guvernului din acea perioadă. După ce a murit Alexandru Șuțu, domnitorul țării românești, pe 19 ianuarie 1821, s-a instituit o căimăcămie. Deci o locotenență domnească, să spunem, formată din trei personalități, Grigore Brâncoveanu, Barbu Văcarescu și Grigore Ghica, care practic administrau țara. Guvernul provizoriu se întâlnea aici, la Conacul Golescu, în mare secret. Tudor și alte căpetenii circulau printr-un tunel care pleca de aici și mergea până în Cotroceni, pe sub Dâmbovița. Marii boieri, cei care aveau un avut de apărat și, mă rog, o stare materială bună, în condițiile astea de nesiguranță, avea obiceiul să construiască un tunel de refugiu, în caz că veneau turcii, rușii, haiducii, mă rog, cine era, și atunci ei reușeau să salveze viețile și eventual averile, fugind pe aceste tuneluri. De atunci datează tunelul, sfârșitul secolului XVIII. Numele lui Tudor și mișcarea sa au fost legate de Eterie. Eteria a fost o mișcare revoluționară grecească care luase ființă încă din 1812 la Odessa și care urmărea eliberarea Greciei de sub dominația otomană. Alexandru Ipsilanti era șeful Eteriei și totodată foarte apropiat de țarul Alexandru I al Rusiei. Ipsilanti a crezut că țarul va sprijini mișcarea Eteriei în lupta ei împotriva turcilor. Datorită prostiilor pe care le-a făcut Alexandru Ipsilanti, în neghiobia lui de a crede că el fiind aghiotant al țarului, țarul va schimba pentru el toată politica europeană, s-a înșelat. Țarul a fost prins într-un conflict de interese pentru că în primăvara lui 1821 a participat la Congresul Sfintei Alianțe de la Laibach, adică Ljubljana de astăzi, un congres al celor 5 mari puteri europene care voiau să rezolve problemele internaționale apărute după războaiele napoleoniene și, în primul rând, să rezolve problema mișcărilor revoluționare care izbucneau peste tot în Europa. Deci, țarul a fost nevoit să adere la politica marilor puteri și nu a mai putut sprijini mișcarea Eteriei. Alexandru I n-a avut ce să facă, fiindcă a trebuit să meargă pe ideea asta că trebuie să înăbușim mișcările astea revoluționare și atunci el nu putea să fie de acord cu înăbușirea Revoluției din Napole, dar în același timp să acorde sprijin lui Tudor sau lui Ipsilanti. Așa au rămas de izbeliște și Eteria și mișcarea lui Tudor. Momentul prielnic cât și scopul comun au apropiat cele două mișcări, deși au rămas două revoluții separate. Faptul că mișcarea lui a fost dezavuată de țar în urma declanșării Eteriei grecești a fost o consecință a acesteia și nu a proprii mișcări a românilor. Tudor cu Ipsilanti se întâlnesc unde e acum biserica Mavrogheni, lângă Muzeul Țăranului Român. Acolo era și o biserică și o cișmea celebră, cișmea Mavrogheni, și ei doi se întâlnesc acolo ca să pună la punct cum își împart țara, fiindcă Tudor rămâne cu Oltenia și cu județele din sudul Muntenii, cum ar veni Telorman, iar Ipsilanti rămâne cu județele din nordul Olteniei, Bargeș, Dâmbovița. Ipsilanti se retrage la Târgoviște. Tudor se retrage spre Oltenia, cu gândul să se adăpostească în mănăstirile pe care le fortificase între timp, tocmai la acest gând. Mănăstirile Tismana, Cozia, Polovragi și altele erau fortificate și aveau provizii și soldați. Tudor era un tip foarte corect, foarte cinstit. El interzisese în armata lui jafurile, jafuri, violuri. Ori ai lui, mă rog, mai comiteau infracțiuni, ca să zic așa. Și pe drum, tocmai fiindcă unul din capitanii săi, că erau mai mulți, Cuțui, Oarcă, Ordăreanu, nu i-au ascultat ordinele, ia măsuri mai dure împotriva unui capitan, Ordăreanu, pe care îl spânzura. Ah, era un băiat frumos, nu? Un băiat frumos, da. Așa spune cronica, așa un băiat frumos, da. Toată lumea plângea și dă ordin să fie omorât, lucru care provoacă o puternică nemulțumire între ei lui. Așadar, Tudor a fost părăsit de boieri, de cei din Eterie, care până la un punct aveau același scop, de susținerea țarului și, în final, fusese trădat de proprii lui camarazi. Tudor era singur. Mișcarea eteristă a reușit să elibereze Grecia de sub jugul otoman, dar pentru mișcarea noastră de eliberare nu a fost la fel de benefică. E exact momentul în care, în tabăra de la Golești, unde se petrec lucrurile astea, vin Iordachiu, Olimpiotul și Ioan Farmachie, care acum erau cu Ipsilanti în armata lui Ipsilanti, să discute cu Tudor, să-l convingă să se alăture Eteriei. Aici găsesc o stare de spirit foarte proastă pentru Tudor, apropo de Ordăreanu și de aia, și se decid să-l aresteze. E luat chiar din mijlocul taberei, panduri, cum spuneți dumneavoastră, dus la Târgoviște, interogat, judecat, torturat și omorât și aruncat într-o fântână. Nu ne place cum a sfârșit Tudor și poate de aceea a apărut și o poveste despre supraviețuirea sa. Există niște mărturii apocrife în care se spune că mulți ani după Revoluție, la mănăstirea Motru, trăia un călugăr cu semnalmentele lui Tudor, care avea jurământ de tăcere. În orice caz, acea fântână din marginea Târgoviștei, în care se zice că au fost aruncate bucățile din trupul lui după ce a fost omorât, nu știe nimeni. Puține obiecte n-au mai rămas de pe vremea lui Tudor și chiar aparținând lui Tudor, și de aceea ele sunt atât de prețioase. În primul rând, steagul său de luptă. Steagul lui Tudor este prima mențiune a tricolorului, pentru că personajele pictate pe el sunt reprezentate în culorile roșu, galben și albastru. Și ciucurii erau tot tricolor, nu? Ciucurii sunt exact în aceste culori, de sus în jos, roșu, galben și albastru. Tudor a avut un bun prieten, poate cel mai bun, comandantul artileriei armatei de panduri, pe nume Ianache Cacalețeanu. Presimțind că îi se pune la cale asasinarea, Tudor îi lasă lui Cacalețeanu în grijă câteva obiecte de preț, printre care și drapelul de luptă, care a stat în casa lui mulți ani. Atunci când s-a ridicat odată cu poporul, a îmbrăcat cămașa morții. Și probabil că i-a dăruit lui Cacalețeanu aceste obiecte în preajma momentului în care a fost luat de eteriști, știind ce urma să se întâmple. De-abia la 1881, la rugămintea regelui Carol I, când la un an după încoronarea sa se celebra acest mare moment din istoria românilor, regele l-a rugat pe fiul lui Cacalețeanu să doneze drapelul statului român, care s-a angajat să-l țină în condiții proprii, mai bune decât îl ținea el. La 10 mai 1882, drapelul a făcut parte din cortegiul defilării la un an de la încoronarea regelui Carol I, și apoi drapelul s-a tot deteriorat, dar încă se văd foarte bine cele trei personaje, Dumnezeu, Isus, Sfântul Gheorghe și Sfântul Teodor Tiron, tot un sfânt militar. Deși războinici, Sfântul Gheorghe apare pe steag pașnic cu ramuri de măslini, iar Sfântul Teodor Tiron este chiar cel care ține hampa drapelului și din cauza asta imaginea sa pare tăiată. Există povestea că odată cu steagul, Tudor i-a încredințat lui Ianache Cacalețeanu sabia și inelul său, spunându-i să le păstreze până când se vor revedea. Oricum, în afară de steagul ca atare, nu avem nimic care să mai fi rămas din el decât acești ciucuri tricolori. Ciucurii au fost donați de către urmașii lui Ianache Cacalețeanu în 1934 unei societăți din Craiova. Așadar, mai avem astăzi drapelul, ciucurii tricolori, medalia Sfântul Vladimir și un inel. Acest mic obiect care se află în vitrinele Muzeului Național Militar ar putea să treacă neobservat, dar el este foarte important, pentru că este inelul care i-a aparținut lui Tudor Vladimirescu, pentru că este mai vechi de 200 de ani și pentru că are o poveste care merită să fie cunoscută. Inelul este de argint cu o piatră de ametist, care are pe ea două personaje ce par a fi un preot și un militar. El a aparținut tatălui lui Tudor, Puține obiecte de pe urma lui Tudor, dar multe mărturii ale curajului și hotărârii sale revoluționare. Pentru importanța luptei și jertfei sale, el va rămâne unul dintre marii noștri eroi naționali. Tudor a fost părăsit, trădat și asasinat. La școală am învățat că Revoluția de la 1821 nu a fost una victorioasă, dar în cea mai mare parte a fost. Schimbările pe care le-a adus în plan politic și social au fost esențiale și ireversibile. Dacă Tudor nu ar fi existat, poate nu ar fi existat nici momentul 1848 și nici toate cele următoare. Iar victoria momentului este că am scăpat definitiv de domniile fanariote. Faptul că Revoluția de la 1848 este de fapt o continuatoare a ideilor Revoluției de la 1821, atunci putem să spunem că Revoluția lui Tudor a fost victorioasă. E primul moment. Fără Tudor n-ar fi fost probabil 1848. Cred că mișcarea lui Tudor a fost primul licăr de speranță. A dovedit că se poate sau că s-ar putea. Da, este perfect adevărat. Mișcarea lui Tudor a plecat în primul și în primul rând ca o mișcare socială. După Revoluție s-au schimbat într-un fel și raporturile între proprietari și țărani. Faptul că în preajma lui s-au aflat două personaje deosebite ale gândirii românești. Părintele Ilarion, episcopul de Argeș și ilustru profesor și matematician Gheorghe Lazar, creatorul învățământului în limba română, denotă nu numai acest efluviu de cultură, dar și dorința lui Tudor de a dezvolta țara românească și pe această cale. Efectele pe care le-a lăsat el în tot secolul XIX sunt foarte importante, fiindcă toți mari oameni politici din secolul XIX, Ion Cebrătianu, Cogălnicianu, Alexandrii, Bălcescu, se raportează tot timpul la Tudor Vladimirescu. 1821 e considerat anul redeșteptării naționale. Revoluționarii de la 1848 sunt, de fapt, cei care l-au readus la viață pe Tudor Vladimirescu ca personaj politic și mulți dintre cei care au participat la Revoluția de la 48 au fost tineri luptători în oastea lui. Tudor ridică steagul luptei și reușește, e un moment de mândrie națională.